Salut, camarazi! Ca o prelungire a clipului de ieri, o să vă vorbesc astăzi despre un plan tot la fel de diabolic, mărudit cu planul de ieri, deci un plan care vrea să ne pună în genunchi pur și simplu. O să vă vorbesc astăzi despre planul Aurora Roșie. Deci același grup de ieri care v-am vorbit, grupul 666, deci numărul fiarei, vreau supremație absolută asupra comerțului mondial, o posesie deplină asupra armei energetice, tot ce înseamnă petrol, gaz, gaze de șist, control internațional al economiilor agroalimentare. Deci să facă ei ce vor, să mâncăm când vor ei. Și în treaba asta cu controlul agroalimentar se înțelege și consorțiile farmaceutice, care și piața mondială de vitamine și vaccinuri. Și cu asta v-am spus totul. Brandul Aurora Roșie al acestei organizații e un plan diabolic, să zic așa. Ei vor ca foarte curând națiunile să cadă, să nu mai există state-națiuni, deci au mijloace financiare colosale și agenți infiltrați în toate guvernele lumii. Deci ei controlează știința și tehnica, înțelegeți, prin finanțele astea imense, controlează știința și tehnica, ei fac tot ce vor, au deschis deja cutia Pandorei. Ei din 1956 au implementat ordinatoarele. Se va crea ca un fel de autostradă care va reuni toate aceste ordinatoare din lume și care vor controla lumea cu ajutorul lor. Deci, să zicem, un ordinator ultracentral care acumulează toate datele de la miliarde de calculatoare, știți? Deci e Big Brother. Controlul total va fi posibil numai prin unificarea tuturor computerelor din lume. Deci computerele sunt niște mașini, n-au nici conștiință, nici morală, sunt deci ideale, nu sunt ca omul, nu fumează, nu cere bani mai mulți, nu cere concediu, nu. Alea sunt impersonale, să zic așa. Deci aceste mașini sunt niște sclavi perfecți pentru noua ordine mondială. Aceste aparate sunt cheia de boltă a noii ordini mondiale, ați auzit despre ea. Cu ele vor imobiliza populație, deci ne vor lega cu niște funii electronice, să zic așa. Au infiltrat prin ele toate sectoarele omenirii. Omul depinde de omul desprins de rădăcinile sale, e un om pierdut. Ei vor să înființeze un stat comunitar global, să zic așa, sau un sat comunitar global, înțelegeți? Vor să identifice și să controleze orice individ. Deci controlul la sânge, nimeni nu are voie să scape. Cei inutili vor fi eliminați, știți? Indiferent că sunt bătrâni sau pensionați mai devreme, toți vor fi eliminați. Și așa se va naște un nou guvern mondial. Tineretul de azi, din toate plăcerile astea care le oferă tehnologia, nu mai are nici idealuri, nu mai are nici forță morală sau fizică să mai facă ceva, e complet prostit și asta se urmărește, prostirea lui, îndobitocirea și mentalitatea de turmă de oi. Copiii de mici vor fi sclavii computerului și fiecare sclav va aduce un alt sclav în fața computerului, deci un fel de catenă umană, să zic, a proștilor. Emigrația va fi stârnită prin războaie provocate și automat prin asta se va crea artificial conflicte rasiale. Toate războiile astea care le vedeți voi, Irak, Iran, Afganistan, Siria, Libia, toate au fost făcute intenționat
ca amărâții aia să fugă, să scape cu viața, dar ei de fapt joacă într-o piesă care nu știu, habar n-au că ei joacă într-o piesă a sataniștilor, știi? Liber schimbul internațional va fi controlat de comisiile lor, dar numai liber nu va fi, vă dați seama. Se va escalada șomajul artificial, înțelegeți? Economiile globale nu vor mai avea control politic, adică va fi un sat fără câini, înțelegi? Controlul TV și media va crea o nouă cultură, cultura lor, cultura tehnologiei, știți? Se vor crea artificial războaie civile pentru distrugerea armoniei sociale. Vor fi tehnologii de control, oamenii vor fi înlocuiți cu mașini, cu computere. Se va debarasa tot ce constituie conștiința iudeo-creștină. Ei vor ca să ne debarasăm de asta, să fim ca niște frunze în vânt, să fim manipulabili și să fim la dispoziția lor, să nu mai avem conștiința iudeo-creștină care o avem de mii de ani. Așa. Transferul armatelor statale se va face către Națiunile Unite, deci toate armatele statale vor fi supuse ordinului Națiunilor Unite. ONU, care de fapt e, așa zis, o forță de pace, va deveni o forță de intervenție planetară, înțelegeți? Planul Alpha, prin care vor apărea și deja au apărut de multe ori trăgători nebuni, controlați mental, care îi va sili să instaureze un control al armelor contra populației. Deci se va escalada violența intenționat pentru a implementa o nouă fază, un nou Big Brother. Va fi și faza Omega, arme electromagnetice. Asta e cea mai periculoasă, pentru că poate declanșa computere, poate distruge recolta, poate face inundații, poate face secetă și cel mai periculos, poate controla prin sistemul HARP milioane de persoane, precum sunt controlate oile de 2-3 câini ciobănești. Înțelegeți? Deci asta e cea mai groaznică. Deci produsele chimice vor inunda agricultura pentru a o distruge. Deci indivizii ăștia nu se gândesc decât la distrugere, la rău, vor să ne ajute, să ne pună în genunchi, vor să ne facă sclavi cu chip sau fără, vor să ne termine, vor să ne facă din oameni care avem conștiință și inimă și mândrie și toate și inteligență, vor să ne facă niște sclavi obedienți, niște sclavi care fac ce vor ei, niște sclavi care execută numai comenzi. Dacă voi credeți că viitorul ăsta e luminos, eu vă spun, va fi groaznic, va fi un nou secol al Întunericului, în care numai ei vor da lumina, știți? Cât vor și cum vor și la cine vor. Cine nu se conformează va fi distrus fără nicio milă. Deci băgați de seamă, treziți-vă, că altfel ne trezim în patru lame. Pa, camarazi!